Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare la alegere, influențată sub influența eclipsei de lună de ieri, foarte fantastică. Eu am văzut, circulă un videoclip pe WhatsApp, fabulos, fabulos. Am văzut eclipsa de lună cum a fost filmată la Cercul Polar. Este șocant, este impresionant. Și îmi dau seama încă o dată cât de intense energii sunt în această perioadă, au fost, sunt. Și nu uitați că influențele eclipselor durează și un an de zile, și doi, și trei. Gândiți-vă că noi acum am trăit în 2 săptămâni două eclipse. Două eclipse pe planete, pe zodii foarte puternice. Pe zodii foarte puternice. Am și eu două lumânări, una roșie, una verde. Apropo de roșu, de scorpion și de verde, taur, dorința de a manifesta abundență în situația pe care urmează să o trăim. În ce constă această etalare? Aș fi vrut, vreau să aflăm în ce direcție se transformă o situație. În ce direcție se transformă o situație? Am încercat să iau cele mai expresive obiecte pe care le am. Apropo de această transformare, apropo de zodia Scorpionului, de moarte și renaștere, și am găsit aceste trei elemente. Aș fi vrut un craniu, dar nu am decât desenat. Așadar, pentru craniu am folosit acest inel. Ia să vedem. Scuzați-mă, manicura, eu încă lucrez prin casă, încă vopsesc, încă, da? Acest inel, da? Cred că l-ați mai văzut. Numărul 1. Numărul 2. Cei doi. Cei doi. Transformați și ei. Și numărul 3. Alte două persoane, dar într-o poziție, nu să sexy, dar acaparantă, sufocantă. E ceva acolo, e ceva acolo. În fine, vă puneți pauză, vă gândiți. Eu deja am ales câteva cărți, câteva mai multe și o să mai vin în fața voastră cu alte cărți. Haideți să punem aceste. A, dragii mei, stați, nu plecați. Vreau să, adică, mai ascultați un pic. Acum câteva zile, poate un mesaj pentru cineva, nu, câteva săptămâni, da, câteva săptămâni. Eu o fac, mai fac și o pregătire la desen. Am o pușcaică foarte, foarte simpatică, scorpioancă, apropo de zodia Scorpionului, foarte profundă, o fată foarte profundă, care a fost negit de curând și mi-a adus cadou acest papirus. Probabil că este, cu siguranță, este un mesaj și pentru unii dintre voi. De-aia am zis, ascultați un pic. Pentru mine, eu instantaneu l-am văzut ca pe un mesaj divin. Nu uitați, când vizualizați pictograme și desene egiptene, acest element reprezintă Marea Preoteasă sau intuiția voastră sau a cuiva, în cazul în care voi nu aveți. În acest caz, pentru cei care totuși știți ceva tarot, ați văzut, vizualizați cu proprii ochișori un faeton. Un faeton condus, evident, de cine poate conduce faetonul? De un împărat. Că soldații nu aveau așa ceva, da? De un împărat care țintește, are o săgeată, țintește către ce? Către ce merge faetonul? V-am zis de nu știu câte ori, către stea. Către misiunea sa, către succes, dar și către vindecare. Puteți iar să puneți pauză sau să reveniți după ce ascultați și să meditați un pic asupra acestei imagini. Interesant, în acest moment simt că se deschid cărțile, se deschid, primiți informații și intuitive și narrative. Vedeți? Două tipuri de informații. Intuitive, prin vis, prin lucruri. Nu zic musai oculte, mai puțin înțelese, mai puțin logice, mai puțin înțelese de majoritatea oamenilor și lucruri foarte logice, gen carte sau informații pe care le auziți prin emisiuni, prin muzică, prin diferite forme de exprimare vizibilă.
nu invizibilă, cum e Marea Preoteasă. Așadar, pentru unii dintre voi, eu am înțeles mesajul pe care l-am primit cu ocazia acestui cadou. Gândiți-vă și voi. Nu uitați că aici pe masă am Alchimistul, Cântecele Iubirii și cele 40 de legi ale iubirii în persoană. Iar vibrații înalte care să ajute la canalizarea mesajelor pe care vi le voi transmite. Hai să vedem acum. Sper că ați ascultat, sper că n-ați apăsat chiar așa, fuga pe numărul 2-3. Ah, iar ce vreau să zic, aș mai vrea să zic, când vă alegeți mai multe numere, alegeți-vă pe situații diferite, nu pe acea situație că este absurd, este, creați confuzii, da? Pe situații diferite. Acum, hai să vorbim despre numărul 1, acest inel. Întâmplător sau neîntâmplător? Văd lanțuri. Văd lanțuri, văd karmă. Văd karmă grea de care trebuie să vă eliberați, pentru că lanțurile înseamnă contracte, înseamnă lucruri care ne țin pe loc, lucruri, situații, oameni care ne țin pe loc. Inelul, dragii mei, înseamnă și un legământ. Inelul reprezintă și o căsnicie sau dovada că faci parte dintr-un club, dintr-un grup special. Da? E un legământ. Iar acolo o să fie o problemuță. Haideți să vedem cum au apărut cărțile. Deci, folosesc înainte de tarot, în prezent tarotul și apoi în fața voastră voi alege după tarot. Sunt trei tipuri de cărți, mi se par minunate că au fost create, da? Înainte, în prezent și după. Și haideți să vedem ce mesaje vin. Înainte. 10 de spade. Ce nu vedeați? Împărăteasa, 10 de cupe, imediat vă arăt, și 5 de băte. În prezent, am fost ghidată să iau mai multe cărți, pe lângă cea care a venit, să iau și la capătul setului de cărți ca să se completeze mesajul. În prezent aveți 8 de spade. Spade. La capătul setului de cărți, ce era? 6-le, imediat. Marele preot. Magicianul, interesant, s-a răsturnat nebunul în momentul în care, nebunul din celelalte de cărți, în timp ce va așeza în cărțile. 6 de băte, lumea. Apoi, ce mai aveți? Interesant. Speaker, oratorul, cristale și puterea, dar mai ales... Unde sunteți în călătoria voastră spirituală? Cu această poveste, unde sunteți în călătoria voastră spirituală? A apărut câmpuri, tornadă, câmpuri în vijelie, în fine, cum vreți voi să-i, Stormfields, vijelie, furtună, da? A venit invers, 9 invers și 19 invers. 9 se înseamnă ceva pentru voi. 9 și 19. Aceste cărți, cele două, avertizează. Nu știu dacă eu, ca și orator, ca și vorbitor public, v-am avertizat de-a lungul timpului asupra unor lucruri pe care le trăiți acum, unii dintre voi. În ultima vreme, în prezent. Să vedem ce vine și după. Dar un vorbitor, un orator, un personaj care vorbește în public, poate că vă atrage atenția. În primul și în primul rând vă atrage atenția că sunteți puternici și veți reuși. Aveți o carte foarte, tot la capătul setului de cărți, foarte interesantă. Aveți o amazonă pe un Pegas. Cu alte cuvinte, o energie feminină în ce sens? Într-o variantă sa masculină, pe un cal înaripat. Calul reprezintă determinare, luptă. Iau într-o altă poziție. Faptul că are aripi reprezintă că această determinare o găsiți prin credință. Asta îmi confirmă și prezența marelui preot. O veți găsi prin credință. Dacă n-ați găsit-o, o veți găsi prin credință. Energia feminină. Într-o variantă sa masculină. Ce înseamnă asta? Bărbați, femei, nu contează ce sunteți. Energia feminină este receptivă, este creativă, văd ce o împărăteasă. Dar nu pe asta mă fixez, măsai.
Energia feminină este receptivă, este creativă, dar uneori trebuie să-și apere feminitatea, trebuie să-și apere idealurile, trebuie să se apere pe ea. Trebuie să apere informațiile pe care le primește, trebuie să apere ceva și atunci trebuie să își pună armura, să încalece pe acest, aș spune, ghid spiritual și să se lupte dacă e musai sau măcar să facă față. Și avem cărți care sugerează luptea, 5 de băte, care vin de undeva din ultima vreme sau poate de mai mult timp. E un trecut, poate fi recent sau îndepărtat. Ideea este că voi vă dați seama că trebuie să fiți puternici într-o situație foarte, foarte specială. Am citit în carte ce înseamnă aceste două cărți. Înseamnă că, într-adevăr, sunteți în plină tornadă. Încă sunteți în tornadă. Faptul că au venit invers arată că nu e momentul să acționați riscant, dar nici să vă blocați. Pentru că în prezent apare o carte a blocajului mental. Apropo de lanțuri, da, am văzut lanțuri, apare iar o înfășurare, vedeți? O legătură de care trebuie să vă eliberați. Este un mare blocaj, mare karmă, zic mare, nu știu, așa sunt ghidată, poate că este foarte intensă, poate nu e chiar atât de mare, dar e foarte, foarte intensă. Sunteți în plină tornadă și unii dintre voi trebuie să învățați să vă centrați. Nu știu cine acest vorbitor, acest orator, acest personaj care vorbește în public. Poate că la un moment dat când veți trece, va trebui să vorbiți despre experiența prin care ați trecut, despre cum v-ați regăsit puterea ca să inspirați și pe ceilalți, ca să cristalizați experiența. Poate. Meditați și voi pentru că aceste mesaje variază de la om la om. Fiecare simte cum rezonează aceste cărți. Stați în casă, dar nu mă refer la nici la casă fizică, nici la casa tradițională, chiar dacă este mare preot aici. Mă refer la un loc în voi în care vă simțiți în siguranță, dar una e să te simți în siguranță și alta e să te blochezi. Și alta e să te blochezi. Să începem sau să continuăm? Să continuăm. În trecut, 5 de spade, 10 de spade, pardon, 5 de spade, probabil au fost conflicte care au degenerat la 10 de spade. Ați atras mulți dușmani și nu i-ați văzut. Vedeți cum trece? Este înainte de tarot, tarotul și urmează să scot în fața voastră după. Ați trecut prin întuneric, dar nu știu de ce unii dintre voi l-ați ignorat întunericul. Dușmanii stăteau la pândă. Ce nu vedeați? Nu vedeați? Credeați că să fiți căsătoriți și să aveți copii, să fiți mamă, copii și căsătorie este idealul suprem. Este un ideal cu 10 de cupe. Adesea este un ideal. Da, e o căsătorie. Că am vorbit de legământ. Vedem și male preot. E o chestiune, dar că nu-i căsătorie, este mama, e o relație cu mama voastră, cu familia voastră. Poate că așa vi s-a proiectat. E o proiecție. E un program mental. Că trebuie să te căsătorești, să faci copii și asta e fericirea maximă. Dar la primele ploi, interesant, aveți ploaie aici, aveți și furtună. A trebuit să învățați, să vă luptați. Și unii dintre voi... Îmi pare rău că trebuie să vă zic. Ați ignorat niște dușmani. I-ați ignorat. Uitați cum trece. I-ați ignorat. Trebuia să vă luptați. Două tipuri de câmpuri de luptă. Diurn și nocturn. Fizic și mental. Nu zice nimeni să vă luați la bătaie cu nimeni. Evident, agresivitatea fizică e ultima soluție. Dar sunt metode prin care poți să pui, să blochezi oameni care îți perturbă armonia, îți provoacă idealul. Idealul ca să-l manifesti trebuie să te lupți, apropo de manifestare, trebuie să te lupți cu el, pentru el, să-l păstrezi.
Aceasta a fost în trecut. Ați ignorat. Nu întâmplător, și subliniez acest cuvânt, ați ignorat niște dușmani? Nu ați văzut, nu ați înțeles, poate, că trebuie să vă luptați pentru fericirea aceasta. Și furtuna din trecut încă este în prezent. Iar poate a apărut discuții, conflicte acasă și a zis, e lasă, că e casă, că e familie, sunt tipuri de refuz de a vă implica. E un act, aș spune, o atitudine agresiv-pasivă. Agresiv-pasiv. Și asta a dus la acest blocaj. Nu, repet, nu întâmplător au apărut aceste legături care au fost prezente chiar în obiectul pe care l-ați ales. În prezent, trebuie să vă eliberați mental de acest program. Ori poate, poate este opusul. Poate a zis că dacă vă luptați și puneți la punct orice discuție, iar, vedeți voi, este o atitudine sănătoasă, dar nu. Vedeți și voi, sunt două cărți care arată lupte, dușmani, conflicte. Ziua și noaptea. Și 5 este și 10 este dublul lui 5. Și 5 este și male preot, iar din lipsă de credință adevărată, una este viziunea tradițională și alta este credința. Aici este manipularea. Interesant, ia uitați-vă, vedeți 5 și cu 1. Ar zice că e 6. Dar 5 și cu 1, poate să fie 5 pe numărul diavolului, da? Falsul profet sau manipulări în cultură, în tradiție, în familie. De acelea trebuie să vă eliberați, apare și lumea. Eliberarea, să închideți un nou capitol ca să aveți succes într-o nouă direcție. Acum citind invers, trebuie să vă eliberați de o persoană narcisistă din viața voastră și să manifestați adevărata credință. Ambele mesaje sunt valabile. În această reprogramare mentală pe care trebuie să o faceți cu răbdare și iar în acest moment nu este momentul de acțiuni riscante, ci de lucru interior, iar cărți care țin de mental, spade, magicianul, mercur, cel care comunică. Poate ar fi bine, nu poate, simt că așa este. Să mergeți la un orator, ambii vorbesc în public și magicianul și marele preot, chiar și lumea, persoane publice care au victorie, dar nu orice fel de orator, este un ghid spiritual, ar trebui să mergeți la cineva, un preot, un psiholog, nu știu cine, voi știți, veți fi ghidați, ascultați-vă intuiția, care să vă ajute să vă eliberați și să vă regăsiți puterea. Dar nu uitați și primul mesaj pe care l-am spus. La un moment dat va trebui să vorbiți despre toată experiența prin care ați trecut, să o cristalizați, să o faceți valoroasă, pentru că suferința asta înseamnă. Da, avem și alchimistul, nu întâmplător vi l-am pus. Să alchimizați toată experiența în ceva, într-un discurs, într-o carte, în ceva. Și asta vă va da putere. Haideți să... aș vrea totuși, înainte, cât am vorbit, am încercat să fiu totuși mai iute, dar aspectul negativ al acestei probleme. Repet, mama cuiva să fie o influență puternică în această poveste sau mama copiilor. Avem cărți care sugerează aceste lucruri, dar repet, fiecare își va lua mesajul, pentru că sunteți de diferite generații, de diferite hărți natale. Da. Aspectul negativ, 4 de monede.
Ia uite, șapte de spade, minciun, vă mințiți sau cineva vă minte? Valetul de monede. Poate cu valetul. Și trei de monede. După cum văd, aspectul negativ este o colaborare cu cineva, un contract. Și repet, contractul poate să fie o căsătorie pentru bani, o căsătorie tradițională, un loc de muncă, sunt multe. Sau, da. E o chestiune care ține de bani. Patru de monede. Aspectul negativ al acestei probleme este că țineți prea mult la tradiție. Pentru mine, patru de monede este un personaj care ține la bani, nu-și deschide sufletul. Dacă nu sunteți voi, poate să fie persoana cu care sunteți. Și stați degeaba lângă asemenea oameni. E o relație karmică. Patru este casa. Casa. Poate să fie, pot să fie părinți, rude, frați, da? Rude, da, sunt frați, da? Aici vă păcăliți. Aici vă păcăliți, că e șapte de spade. Acolo vă mințiți continuu. Pentru ce? Poate pentru un copil, unii dintre voi. Poate unii aveți impresia că voi nu puteți să faceți bani, e un valet. Dar nu vedeți, nu ați văzut că puteți să manifestați magicianul, regele de monede. Putere. Putere profesională, financiară, pe cont propriu. Aveți o întâlnire karmică. V-ați întâlnit cu cineva. Asul de monede. Și magician. Care v-a avertizat, probabil. Magician. E o întâlnire de destin între voi și cineva care v-a arătat, totuși, cât de subtil, posibilitățile pe care le aveți. Dar există tăcere și poate această persoană nu a fost bine, n-a fost corect văzută la acea vreme, aș spune. Corect văzută. Sunt mesaje pentru unii și pentru alții. Haideți să vedem ce urmează. Deci am încercat să aprofundez partea negativă a acestui trecut, eventual și prezent. Haideți să vedem ce urmează. După această transformare, apropo de 8, casa Scorpionului 8, și asta e cartea Scorpionului. 8 de spade. Scorpionul înainte de transformare, înainte să devină vultur. Ce urmează? Ia, ce frumos! Aia, am făcut și așa. Dar nu vă speriați, că e fain. E 6 de spade, iar 10 de spade, 8 de spade, 6 de spade. Și aveți și 7. Aici, nu vă mai păcăliți, nu vă mai lăsați influențați. 8 de spade se lasă influențat de cine nu trebuie. 6 de spade. 6 de spade lasă apele, tulburi în spate, apele și gândurile, emoțiile și gândurile negative și situațiile negative și chiar călătorește. Poate să fie o călătorie fizică, dar poate să fie și mentală. Dar cea fizică începe de fapt cu cea mentală. Vă veți detașa. Slavă Domnului, vă veți detașa de această situație. Acum nu știu în cât timp. Ia uitați. Și 6 de cupe și diavolul reprezintă fostul, fosta. Sau oameni din copilărie. Iar avem legături. Iar avem legături. Ia uitați. Legături. Lună, secrete. Așteptări. Dar veți încheia acest capitol, lumea apare iar. Veți avea succes dacă învățați să fiți puternici, dacă învățați să aveți autonomie, împăratul. Orice ați fi, bărbați, femei. Interesant, aveți împăratul și împărăteasa. Dacă trăiți experiențe atât de intense cu
O mamă. Să știți. Nu știu, din punctul meu de vedere. Mamă, mama copiilor. Sau aspect, în aspecte care țin de maternitate, de idealismul acesta, vai, căsătorie, mamă cu copii. În primul rând, trebelor, doamne, doamne, bărbați, ce ați fi? Trebuie să vă găsiți autoritatea, autonomia. Și când vorbesc de autoritate, nu mă refer la tiranie. Aceea o lăsați în urmă. Dorința de control, confuziile, fricile, acelea le lăsați în urmă. Mai dăm o carte pe 6 de spade. Ia uite. Ia uite ce apare. 10. Turnul. Lăsase să se dărâme această construcție. Turnul. Ia uite, iară 10 de spade. Apare a doua oară. Dar veți avea, vă veți găsi stabilitatea. Prima monedă făcută de voi. Vă veți vindeca sufletul. Vă veți găsi, vă veți revitaliza puterea. Regele de bâte. Și în aceste mesaje, nu mă fixez doar pe bărbați sau pe femei, mesajele sunt generale. Și bine ar fi să plecați cât mai repede din locul toxic în care sunteți. Am zis, n-am găsit. Am vrut să găsesc un cap, un craniu. Dar acesta tot un cap. Apropo de mental, că n-ați văzut. Și apropo de cap, este un lup. Aveți niște energii toxice în jur, care vorbesc poate necuvenit, care se uită urât, care poate nu vedeți voi în spatele vostru, sunt niște dușmani. Pot să fie chiar oamenii pe care îi idealizați. Mare grijă, mare grijă. Nu e etalare personală, este colectivă, dar este foarte, foarte frumos că această transformare prin care treceți vă duce către împărat, dar mai întâi trebuie să treceți prin varianta de cavaler de monede, un personaj care își câștigă existența prin ordine, prin stabilitate, prin program, eu știu, altfel de program. Ia uite, muncă, muncă. La câmp, ordonat, organizat. Interesant, ce mă atrage atenția acum sunt aceste stele. Aveți multe lucruri de vindecat, stea înseamnă vindecare. Multe lucruri de vindecat. Confirmă și trei de spade. Vă veți vindeca inima, care acum e frântă. Vă veți vindeca. Minunat. Și nu doar că vă veți vindeca, veți fi în putere. Puterea și regele de bâte. Energie de foc. Am zis și victorie. Veți avea victorie asupra celor care v-au manipulat, care v-au trădat, care v-au menținut și care v-au vândut minciuni periodic, în așa fel încât să vă mințiți, v-ați obișnuit să vă mințiți pe voi. Dar, repet, vă veți ridica. Veți fi puternici. Șopârlița înseamnă transformare. Chiar mă gândeam, zic, mă, de ce apare șopârlița în cărțile de tarot la regele și regele de foc? Șopârlița înseamnă transformare. Capacitatea de a vă schimba, înseamnă oarecum cu șarpele. De a lăsa pielea veche și de a îi tai coada și îi crește. Adică vă refaceți, vă veți reface, dar trebuie să plecați de aici. Trebuie să plecați de aici. Și iar apar cărțile astea. Iar apar. Da, ia uite, acum apare și împărăteasa. O altă împărăteasă. Către care trebuie să mergeți eventual. O altă împărăteasă cu care poate nu aveți copii. E o altă împărăteasă. Dar e interesant ce simt. Deci sceptrul acesta parcă ar fi un microfon. Posibil această împărăteasă, această energie feminină să vorbească în public. Da. Pentru unii mesaje. Sper că v-a plăcut. Sper că
Meditați, totuși, nu luați. Măi, nu știu, etalările astea sunt, zic eu că sunt profunde. Nu luați lucrurile așa ușor. Dacă nu rezonați din prima clipă, ok, nu rezonați din prima clipă, căutați în altă parte, treceți la altă etalare, dar dacă tot ați ascultat până la capăt, meditați asupra lucrurilor. Da. Haideți să vorbim despre numărul 2. Cei care ați ales acest cuplu, poate că este o situație, am spus la început, sper că ați apucat să ascultați. Când vă alegeți mai multe numere, alegeți-vă pe situații, pe persoane diferite, nu pe aceeași persoană, că altfel faceți o mare confuzie. Două persoane interesante care seamănă și se transformă separat. Ce înseamnă asta? Uite că veți trăi și veți vedea. Am ales câteva cărți, o să vi le povestesc imediat și o să mai trag câteva în fața voastră. În funcție și de mesaje. Care era? Acesta este înainte de tarot, tarotul și după tarot. Că tot vorbim de transformare. Haideți să vedem. Înainte de tarot, aveți ce aveți, aveți. Ia. Of. 8 de cupe și spânzuratul. Și la capătul setului de cărți, valetul de spade și justiția. Justiția care e cam idealistă. Așa, diavolul. Roata norocului și puterea. Apoi, în prezent, aveți 8, tot 8. Interesant cum apare acest 8. 8 aveți de mai multe ori. 8 puterea, 8 de cupe, 8 de monede. Și aici foarte multe blocaje. Am fost ghidată să... Ia uite, alt 8 de cupe. Da, am fost ghidată să iau de la capătul setului de cărți. Regele de cupe, 8 de cupe, regele de cupe. 10 de cupe. Acum, ce mai aveți? Children, interesant. Copii, la capătul setului de nutriție. Așa, și puterea. Iar 44, care înseamnă 8. Unde sunteți în călătoria voastră spirituală? Aș spune că aici. Eventual lucrând în plină transformare, 8, da? În plină transformare, lucrați. De zor. Nu doar să faceți bani, e alchimizare. Transformați prin munca voastră fizică, căpătați experiență, autoritate, înțelepciune, poate chiar și forță fizică. Da, tot ciocănind, vă dezvoltați și mușchii fizici și mentali, pentru că știți și aveți de făcut puterea. Interesant cum iese din stâncă și se umanizează. Opa! Și se umanizează. Iar elemente care țin de toamnă. Poate e vorba doar de toamna asta, poate și de toamna viitoare. Veți trăi și veți vedea. Sper ca mesajele pe care vi le transmit să fie suficient de interesante, importante, cât să le rețineți pe termen mai lung. Știți ce simt? Acum, lucrați la o nouă lume. Ieșiți din lumea veche, ieșiți și sunteți acum punte între lumea veche și lumea nouă. Aici deja plantați. Puh. Acum, faptul că a venit 44 și avem un cuplu, posibil că aveți un suflet pereche, pe cineva care, într-o anumită formă, nu ca a voastră, că doar nu vă copiază, într-o anumită formă lucrează și el și ea, se transformă și el și ea, la fel de intens ca voi. Și zic de asta pentru că susțin acest lucru, pentru că aveți puterea.
O întâlnire karmică s-a produs între voi, probabil, nu degeaba v-ați ales două persoane, între voi și cineva, la un moment dat. Întâlnire de destin. A fost un timp, un moment, în care diavolul sau Dumnezeu, nu știu, v-au testat, v-au provocat. Ori poate, au poate, îmi place să zic cum zicea Eminescu, au poate, unul dintre voi era extrem de toxic, dependent de cupe, de băutură, de legături karmice. E înainte, da? Legătură, legătură, dependent. Interesant, de niște păsări negre, de niște influențe nefaste. Și v-ați întâlnit cu un personaj care se pare, ori voi, ori voi ați fost personajul care ați calmat acest leu. Ați fost în stare să calmați ego-ul cuiva, să eliberați pe cineva din legăturile toxice în care se afla. Și când vorbesc de legături, nu mă refer musai la contracte cu anumite persoane, la locul de muncă, căsnicie karmică sau alte chestii, cât pot să fie legături invizibile. Pentru adicții, băutură, femei, distracții, chestii de genul acesta. Această întâlnire v-a dat șansa, ori voi să eliberați pe cineva, ori personajul acesta să se transforme împreună cu voi. Și totuși, am senzația că în trecut a existat un anume tip cu copii, cu valetul de spade și cu 8 de cupe, care mai bea încă o cupă, chiar dacă e, bah, ce porcărie, tocmai am băut-o pe, nu mai vreau, nu mai vreau. Încă o cupă amară. A fost un anume tip de imaturitate în relația cu acest personaj. Și zic că imatur este cel toxic, evident, nu cel puternic. Interesant, aveți puterea de două ori, wow! Energia feminină este foarte puternică aici. Foarte puternică. Și modestă. Wow, ce mi-atrage atenția? Picioarele. Poate să însemne ceva pentru cineva. Oricineva are fetiș pentru picioare, dar picioarele. Însă, trecând peste acest lucru. E un anume tip de imaturitate. Însă, acest personaj, această energie feminină, avea experiența de a lucra cu copiii. Și atunci, tocmai pentru că avea experiența de a lucra cu copiii, de a oferi hrana cea mai bună, cea mai sănătoasă, deci nu adictivă, nu toxică, putea să vindece ego-ul cuiva, putea să vindece o energie masculină de adicții, de toxicități, de orgolii, de mândrie, sunt multe. Însă, asta a fost în trecut. Se putea. Dacă se cuvânta corect, dacă se comunica echilibrat, în dreptate. Însă justiția în aceste de cărți, pentru că este înainte de tarot, cred că era prea idealistă, prea pacifistă, un pic dezechilibrată emoțional, nu știa, sabia nu are în mână, nu știa să discearnă, nu, sau poate, opa, poate au fost probleme în justiție. Justiția nu era chiar justiție. Faptul că e sabia pe jos e un semnal. Este înainte de tarot. Da? Iar valetul de spade cu sabia în jos, cu capul nori. În această poveste, în acest cuplu, că ați ales doi, da? Omuleți, doi scheletuși. În acest cuplu, interesant și aici,
Atracția a fost mare între cei doi, dar trebuie să moară această atracție, adică tot ce e bazat pe fizic trebuie să moară, să se transforme ca să mergeți înspre ce? Haideți să vă zic înspre ce. Că deja se vede din prezent, înspre dragoste adevărată, regele de cupe. Unul dintre voi trebuie să învețe să se iubească. Între timp, blochează accesul la inima, aș spune. Unul dintre voi se blochează, altul observă blocajele și le consideră ca pe o provocare. În ce sens? Nu musai să le dărâme, dacă e necesar le poate dărâma, cât consider că este o așteptare cu 3 de bâte foarte necesară, pentru că, ok, știți care e ideea? Ok, nu pot să comunic, ai blocat accesul la Facebook, la aia, nu vorbești, mă concentrez pe munca mea. Interesant, când vine să tușesc, probabil și chakra, a cincea comunicări, este provocată. Și repet, de ce e provocată? Pentru că trebuie să învățați să vă transformați. În mod special, energia masculină trebuie să învețe să se transforme, mai ales emoțional, este un 8 și cu 1, regele de cupe 9, trebuie să învețe să se iubească, să fie echilibrat emoțional. Avem aici o dezechilibrare emoțională, o lipsă de discernământ, un idealism toxic, aș spune. Toxic. Am senzația că porumbelul pleacă, inspirația divină pleacă tocmai pentru că există un dezechilibru aici. Unul dintre voi nu are credință, persoana toxică nu are credință, nu înțelege ceea ce a dreptate și merge în exces, în exces, în exces și se blochează, s-a blocat deja, iar spânzuratul și toate aceste iau 9 de bâte, 7 de bâte, 10 de bâte. Dar dacă ei vă blochează și voi trebuie să învățați să aveți granițe personale, e o lecție. E o lecție foarte importantă. Curățăm cărțile. Ce cărți se repetă? 8 de cupe se repetă. Eliberarea emoțională și regăsirea iubirii de sine. Da? Și în trecut și în prezent. Chiar în forma, să zic, nevăzută sau nemanifestată. Ca să vă păstrați echilibru, sănătatea emoțională, trebuie să vă eliberați de această toxicitate. Și să-i lăsați să se vindece, să se hrănească, să se maturizeze, să se întărească, să muncească, da? Să se alchimizeze. Nimeni nu poate să facă lucrarea nimănui. Între timp și voi mă adăugați la succesurile voastre, succesele. Evident, mai glumesc și eu. Și voi mai aveți multe de transformat, pentru că toți ne transformăm, dar, am spus, energia feminină are o coroană mai mică, dar ce e deasupra ei este semnul infinitului. O are de mult timp, din multe vieți și o poartă cu modestie și cu eleganță. Corona aceasta mare am senzația că este a leului. Sau el este atras de coroanele mari, în ce sens? De aprobarea publicului a unora, a altora, poate chiar a voastră, au nevoie de aprobare, de validarea voastră. Au nevoie de validare. Dar cea mai importantă validare vine din partea voastră, deocamdată. Și poate și mai încolo. Însă ei trebuie să se obișnuiască să nu mai caute validarea, să-și găsească dragostea și echilibru emoțional în ei. Energia negativă în această poveste. Care este? Turnul
Iar și la voi a apărut turnul și asul de bâte, da. A fost probabil o întâlnire șocantă. Și foarte, și o atracție fizică excepțională între voi. Din acest motiv, unul dintre voi, cel care este mai imatur și care are foarte multe de eliberat, de transformat, a produs, să zic, această separare. Atracția a venit intens și separarea tot brusc a venit. Lumea, interesant, separare, da? Patru de cupe, regrete, lacrimi. Judecata, apropo de injustiție, cineva așa seama, când a gândit corect, ar trebui să învețe să gândească corect. Dar este destul de greu, pentru că deocamdată este într-un stres mental. Din ce motiv? Din cauza că este doar un simplu cavaler. În ce sens? Vorbesc în termen de tarot. Este un playboy, este, sau playgirl, bad boy, bad girl. Un personaj care caută validări de scurtă durată, sexuale, și zic sexuale, nu intime, în lipsa validării voastre. Hai să lăsăm așa setul de cărți. Ce urmează în această transformare? Ce urmează? În primul și în primul rând, păstrați-vă copilul interior, că nu degeaba aveți acest copil. Am zis, unul este imatur, dar energia feminină știe să hrănească, știe, sunt cupe, știe să-și găsească echilibru emoțional, știe să alchimizeze, apropo de 8 de monede, emoțiile în mâncare sănătoase, în reușite, profesionale, da? Eventual, energia feminină posibil lucrează cu copiii. Ar trebui și el, energia masculină, să lucreze cu copiii, ca să înțeleagă, ca să se transforme. Da, ia uite, și iar apare leu. Da, să-și învingă ego-ul, vedeți? Să nu mai urle în stânga și în dreapta și să se lase, să fie partener în această poveste, aș spune. Da, știu că etalările mele sunt un... Probabil, nu știu ce mai zic unii alții. Wow! Wow! Moarte. Lumea, împăratul, iar apare și lumea și împăratul și patru de cupe. Transformare foarte intensă. Mergeți prin transformări foarte intense. Aș spune că se va renunța. Hop. La luptă, la conflict. Și la un moment dat, energia masculină se va echilibra. Va învăța să fie selectiv. Să nu mai bea orice cupă, da? Nu tot ce zboară, nu orice păsărică aduce vești bune. Apropo, scuzați-mi aluziile. Da. Unele sunt chiar negre, sumbre. Da, să nu mai bea orice cupă, să învețe să fie selectiv. Să se... și să aprecieze. Adevăratele valori. Acum, hai să mai vedem. Iar apare turnul. Va fi la un moment dat o regăsire, nu știu dacă cu acest suflet sau cu altcineva. Hai să vedem. După moarte, clarifică moarte. Deci, am zis că sunteți în plină transformare și emoțională și financiară. Dar transformarea durează, e un proces de durată. Încă, cel puțin ei, mai au foarte mult de transformat. Energia masculină are foarte mult de transformat.
de renăscut, de clarifică moarte pentru numărul 2. Wow, ce frumos! Ce frumos! 2 de cupe. Va fi o regăsire. Nu știu după cât timp. Nu știu când. Va fi o regăsire. Vai, dar ce moment de tandrețe, de în care vă veți îmbrățișa atât de strâns că nu vă veți da drumul. Dar cred că această regăsire, dacă... Da. Am zis, energia masculină trebuie să învețe, să nu mai fie conflictuală, să-și câștige bătăliile cu sine, să lase în urmă aventurile, valetul de băte merge către cavaler. Lasă imaturitate, e o energie imatură. Poate că v-au părăsit din orgoliu, din mândrie, da? Dar va trebui să se regăsească. De la valet până la rege, până la împărat, e cale lungă. De-aia zic, s-ar putea să mai dureze. Poate le-am dat și voi, veți refuza. Însă, după un timp, va veni un moment în care vă veți întâlni și vă veți bucura de dragoste, de momente speciale. Nu știu pentru cât timp și când, dar va fi. Va fi. Oportunitățile care sunt în zare vor veni aproape. Ce frumos! Mă bucur! Pentru că a fost destul de intens și pentru voi. Așadar, aveți putere? Sunteți în stare să țineți pământul în mâinile voastre. Atât de puternice sunteți. Și puterea se capătă prin curăbdare, prin experiență, știți? Nu așa, oricum. Nu e o chestie fizică. Și fizic. Dacă vrei să fii puternic fizic, bănuiesc că trebuie să te duci la fitness, să tragi de fiare, alea, nu? Așadar, cam asta e. Sper că v-a fost de ajutor. Hai să vedem ce urmează. Cei care ați ales numărul 3, acest cuplu. Îmbrățișați într-un orgasm fatal. Fatal. Uf. O să pun mai multe cărți, dar o să mai pun și altele în fața voastră. Ce aveți? Aveți în primul și în primul rând. Acesta este înainte de tarot. Am fost ghidată să arăt mai multe cărți. Înainte. Oarecum prezentul. Și direcția în care vă veți transforma este aici. Înainte, prezent și after tarot. Așadar. Foarte multe cărți. Da. Înainte. Regele de spade. Da, imediat vă arăt. Foarte multe cărți la numărul 3. În prezent, regele, interesant, altfel de rege, înainte era regele de spade, acum este regele de băte, în capătul setului de cărți. Wow. Iar apar regele de... Cavalerul de monede apare de 2 ori. Situația în care sunteți, movement,
28. 8 și cu 2, o relație 2, două persoane care se transformă. Ori trebuie să părăsiți acest teren, ori ce se va manifesta va fi total diferit. Nu știu când, rămâne de văzut. Pun aici movement. Ce alte cărți au venit? Aha! Energy Healing, Creative Expression și la capătul setului de cărți, Talk to Your Angels și Study. Aveți de vindecat. E o situație foarte intensă, foarte intensă. În prezent, experimentați acest turn, acest haos, această răsturnare de situație, acest dezastru relațional și poate și personal. Dacă, oh, interesant, au venit niște cărți, ciudat. Referitor la femeia divină. Interesant. E un set de cărți pe care ți le îngămni și nu l-am folosit încă, dar uite că mișcând mâna, probabil că ceva s-a transmis. Energia feminină are de vindecat, aș spune. Poate să vindece, vindecă prin creativitate, vindecă prin felul în care comunică, prin empatie și prin felul în care comunică, dar în acest context, doamnelor, deocamdată trebuie să vă eliberați, să plecați de pe acest teren foarte, să zic, minat și să vă ocupați de pacea voastră interioară. Bine, e valabil și pentru bărbați, dar în mod special pentru femei. Pentru că în această poveste, energia feminină are capacitatea de a vindeca, știe ce are de făcut. Celălalt trebuie să descopere, poate și prin această etalare, poate și pe alte căi. Deci, vindecare. Trebuie să vă vindecați, să vă folosiți creativitatea și eventual să discutați cu îngerii. Poate că celălalt study. Poate că celălalt are mai mult de studiat în acest sens, pentru că nu degeaba treceți prin aceste șocuri, sau mai bine zis trec ei prin aceste șocuri, ca să învețe, să descopere, aș spune credința, dragostea, energia divină din ei, magicienii din ei, în sensul frumos al cuvântului, nu manipulator, ci personaj care poate să aducă la realitate multe lucruri care pentru alții par idealuri, par imposibil de realizat. Acum, în trecut, regele de spade. Este era un personaj rece, ia uitați-l ce inexpresivie, cu aere de autoritate, dar interesant, sabia nu o are. Cuvântul încă nu i-a fost dat. Probabil că nu știa să comunice, poate că a fost influențat de un bărbat dur, dar fără discernământ, fără expresivitate și fără autoritatea. Una e să fie autoritar și alta e să fie tiran. Ori a fost influențat personajul din această poveste masculină, a fost influențat de un alt masculin negativ. Și s-a manifestat ca atare până la întâlnirea cu voi. La întâlnirea cu voi a fost o atracție. Cavalerul de bâte? Da? Foarte intensă. I-au confundat întâlnirea dintre două suflete care se pot oglindi, care se pot vindeca, care se pot susține. Au confundat-o cu o aventură. Asta este lipsa lor de discernământ. Pentru că asta e. Au stat într-un mediu toxic, 5 de spade, conflictual, oameni care, bătăuși, oameni care vorbesc urât, se poartă urât, așa au fost învățați. Și eventual același mediu a distrus această poveste, că apare moartea.
Conflictele, influențele negative au distrus această prietenie, această întâlnire, această colaborare, această atingere dintre două suflete. Repet, din lipsă de discernământ, acest personaj s-a comportat ca un playboy. Da? Sexul tare, capul mai moale. Scuzați-mi expresia. Interesant, vedeți? Ia uite, da? Capul e înfășurat de o eșarfă roșie. Roșu înseamnă sexualitate, numai cu gândul la sex. Fără emoții și poate chiar și fără gânduri. Da? Cu alte cuvinte, au gândit cu alt cap. Știți voi, avem noi o vorbă românii. Și conflictele și lor interioare, conflictele mentale interioare și conflictele din jurul lor au dus la distrugerea acestei relații, acestei întâlniri foarte speciale. Moarte. Moarte. Poate și moartea cuiva în acest grup în care au trăit. Poate și moartea acelui personaj masculin negativ care i-a influențat. A participat la distrugerea acestei relații. Însă după moarte, în trecut, ce urma și nu s-a văzut, urma ca acest personaj să ajungă de la cavalerul de monede la cavalerul de la cavalerul de bute la cavalerul de monede. Să învețe să pună granițe personale în fața fiarelor, a influențelor negative și voi, nu doar ei. Dacă ei nu s-au transformat sau până se vor transforma, cine știe când, voi trebuie să învățați să puneți granițe personale și să vă concentrați pe stabilitatea voastră. Acum și ei, aici totuși energia masculină, trebuie să învețe să-și înfrunte demonii, să-și înfrunte dușmanii, altfel, cu alte tactici, nu doar luptându-se, să învețe să pună granițe personale, altă tactică, da? Și să se concentreze pe stabilitatea sa. Și în ce sens? Acest personaj întinde mâna după o monedă. Cu alte cuvinte, să învețe să-și caute valorile, să-și regăsească valorile. Pentru asta trebuie să ai discernământ. Pentru asta trebuie să, ca să ai discernământ, trebuie să știi să pui granițe personale. E o luptă, e o transformare foarte intensă, dar voi trebuie să vă mișcați acum. Oricum, povestea în sine se mișcă, chiar la modul invizibil. Nu vedeți ce se întâmplă, dar lucrurile se întâmplă. Voi, între timp, repet, vorbiți cu îngerii voștri, concentrați-vă pe energia voastră, vindecați-vă energia, faceți artă, scrieți, studiați. Și ei ar trebui să învețe să facă același lucru. În prezent, acest personaj, cavaler, începe să, interesant, să se stabilizeze. Simte pasiune, dar nu mai e ca un cavaler, e ca un rege. Simte pasiune, poate este trecerea între, da, simte pasiune, dar simte și dorința de a nu mai călători și de a se asuma, aș spune. Într-un anume fel, poate nu vedeți, dar aceasta este energia lor. Face parte din transformarea pe care au început-o de mai mult timp și prin care trec în acest timp. Acum și voi trebuie să vă regăsiți autoritatea. Să vă regăsiți creativitatea, regele de bute, foarte creativ. Poate și voi, doamnelor, trebuie să mergeți și să vă stabilizați, să zic, creativ, energetic, într-un alt context. Ce nu se vede în acest moment este că se întâmplă multă vindecare. Și voi vă vindecați și ei se vindecă. Face parte din destin această poveste. Cealaltă persoană nevindecată care vrea să se vindece, suferă. Suferă separarea care se întâmplă între voi, turnul. O separare bruscă, moartea și turnul, da? Și 10 de spade, suferă.
își dă seama că a pierdut o dragoste, a pierdut asul de cupe, a pierdut 6 de cupe, 2 de cupe, un suflet pereche, un suflet care îi înțelegea și cu care puteau manifesta stabilitatea asul de monede și își doresc, speră, învață să spere eventual în acest proces de vindecare. E drăguț că apare și steaua în contextul în care e și turnul și 10 de spade și moartea mai devreme. Posibil unul dintre voi lucrează în public, dar trecând peste asta. Energia masculină apare. Regele de spade, regele de băte. Repet, înainte, lipsit de discernământ, cu gândul doar la sex, la aventuri, la experimente. Și influențele negative au distrus relația. Și încet, încet, blocajele care apar, îl învață să devină, să zic, mai asumat, mai stabil. Doamne, ajută! Steaua, asul de monede. Speră la o nouă relație, la un nou început. Speră la împăcare după această 6 de cupe. Speră la împăcare după această separare, care le-a adus multă durere. Și doar voi îi puteți vindeca. Va fi comunicare, vă vor comunica, dar pentru asta trebuie să-și facă curaj. Iar regele de monede vă vor comunica că vor să fie, se străduie, să fie mai stabil, se străduie. Nu știu în cât timp, nu știu când vor realiza, dar se străduie, lucrează cu ei. Pentru că voi inspirați, măi, voi ce frumoasă e cartea asta, vedeți cum mângâie ea, leul. Pe lângă faptul că le calmați ego-ul, dar le oferiți și multă tandrețe, multă empatie. Înțelegeți de ce sunt așa, îi voi înțelege de ce sunt așa. Lipsiți, au fost lipsiți de discernământ, dar înțelegeți că pot mai mult. Voi vedeți în ei mai mult decât au văzut ei înșiși în ei. Voi le dați putere. O să comunice, da, uite, am fost imatur, poate încă mai sunt, aș vrea să fiu mai stabil, aș vrea, aș vrea. De mai mult timp e această dorință, n-ai exprimat-o, dar urmează să o exprime. Dar nu uitați, nu așteptați, fiți în mișcare. Și ei, e valabil și pentru ei dacă ascultă energia masculină, dacă ascultă. Nu stați pe loc, transformați-vă. Asta e mesajul. Transformați-vă. Duceți-vă și, să zic, eventual, chiar așa, mai încet. Și recuceriți ce ați pierdut. Eventual. Asul de cupe. Asul de monede. Deci face parte din destinul vostru ca voi să vindecați acest personaj doamnelor, eventual, sau energiilor feminine înalte. Energia negativă de acolo, din trecut, te rog frumos. Energia negativă din trecut. Dorința de independență exagerată, să zicem, a cuiva. Da, hai să mai vedem. Ce asta? Doi de monede, dar invers. Da, aha, interesant, și asul de monede. Aici este.
Aici este. Unul este lipsit de discernământ, nu știe ce să aleagă în viață, altul este asumat, este independent. Unul este libertin, altul e liber. Libertin versus liber. Asul de monede. Și roata norocului și magicianul. Se putea începe ceva. Asta e în trecut. Apare în prezent asul de monede. Dorința cuiva, a lui, a lor, este. În prezent. Își doresc o relație stabilă. Însă la acel moment, când a venit această oportunitate, asul de monede, această întâlnire de destin, roata norocului care v-a adus față în față, atunci au fost, ia uitați, magicienii, manipulatori. Și faptul că au fost manipulatori și lipsiți de discernământ le-a adus regrete. Și voi ați plâns, dar voi vă vindecați mai repede că știți. Aute 10 de spade pe care le vedem și în prezent. Da. Asta e. Hai să vedem ce urmează. Curățăm cărțile. Ce urmează în această transformare? Interesant. Wow, diavolul și împărăteasa. Deocamdată ei sunt obsedați să fie cu voi. Și-ar dori copii eventual. Dar femeia divină știe ce are de făcut. Nu trebuie să vă dau eu, femeilor divine care știți ce aveți de făcut, nu trebuie să vă dau eu, ia uite ce frumos, sfaturi prea multe, pentru că știți că trebuie să vă vindecați, să mergeți, să vă eliberați, să lăsați să-și facă transformarea. Ce apare puterea. Ce frumos. Dacă inițial v-ați văzut față în față, unul era echilibrat, altul e dezechilibrat. Dar ați văzut voi potențialul în ei. Poate că asta și de vorbă. În viitor, ia uitați, ia uitați ce frumos. Ori prieteni, ia, de două ori apare. Această poveste, exact, vedeți ce frumos. Și aici tot o îmbrățișare de asta strânsă, puternică. Vor fi foarte fericiți ei. Orgolioși și toxicii vor fi foarte fericiți. În ce sens? Și voi. Că pot să fie puternici, că pot să fie stabili, că pot să fie tandri cu voi. Ați văzut videoclipul alea cu leii care își îmbrățișează stăpânii? Bă, nu știu cât timp, sau salvatorii? Ia uitați cum se gudură. La capătul setului de cărți, legea lui Cupe. Numai... Ia uite ce frumos, numai voi le oferiți asemenea dragoste. Voi le-ați oferit apă, emoții sănătoase. Voi le-ați oferit inspirație și voi le veți oferi în continuare. Puterea, wow, să se lupte cu demonii. Ia uite, iar apare turnul. Această separare va avea, să zic, ecou pe termen lung. Șocul acesta, durerea aceasta și necesitatea de a-și înfrunta demonii, obsesiile sexuale, dependențele, lipsa de discernământ, se va manifesta prin discernământ. Vor învăța, pentru că nu e o carte mai eremitului, a lui Jupiter, vor învăța să se lupte cu obsesiile lor, mai ales noaptea, și sexuale, vor renaște. Ia uite, apropo de scheletuțe, poate că ați vrut să alegeți și numărul 2, nu știu, puteți să-l ascultați, aici este numărul 2. Dar vor renaște. Pentru că probabil că inspirați noaptea. Noaptea, după ce își anihilează demonii, se conectează la voi. Mare grijă totuși, mare grijă să nu existe un anume tip de vampirism, dar aș spune că
Multă, multă dragoste le oferiți. Mai dăm o carte. Multă dragoste le oferiți. Mai dăm o carte pentru putere. Cinci de cupe, valetul de bute și cinci de spade. Aș spune că vor regreta imaturitatea. Vor regreta, vor avea momente în care vor regreta că v-au părăsit pentru alte aventuri. Că au practicat jocuri mentale, dar vor învinge această tendință. Poate să fie tendința lor, vor avea victoria asupra lor. Adică nu vor mai practica jocuri mentale nici cu voi, nici cu alții. În asta constă puterea și asta le arătați voi. Asta face parte din evoluția lor. Vor regreta distracțiile cu prietenii, influențele nefaste. Ia uitați că i-au lăsat pe alții să se scufunde. Că i-au părăsit pe alții când aveau nevoie de ajutor. Au fost cam lași. Acești bărbați au fost cam lași. Sau energii masculine, să zicem, nu neapărat bărbați, dar energii masculine au fost cam lași. Dar vor regreta. Interesant, și vor discerne. Vor trebui să aleagă între a fi egoiști și acest egoism să-i trădeze de fiecare dată și să-i epuizeze, sau să stea cu persoane care le stimulează egoismul. Aici este trădarea, autotrădarea, autosabotarea. Da? Și care cu fiecare cupă, cu fiecare distracție le mai consumă energia, de vor fi epuizați. Vor trebui să aleagă între acest tip de viață și o viață în care cei doi sunt în lumină. Se bucură și de o sexualitate sănătoasă. Interesant că apare soare și creativitate. Probabil că veți descoperi tehnici prin care, sau vor descoperi tehnici creative, prin care se pot vindeca, prin care se pot apropia de voi. Însă, doamnelor, am impresia că tot timpul acești oameni vor încerca să tragă de voi într-un anume fel. Mare grijă, trebuie să puneți granițe personale, iar este o lecție a voastră să puneți tot timpul granițe personale în fața lor. Pentru că a venit doar... Avem încă o carte, mai am o carte de putere. Wow, împărat. Da, își vor găsi, ia uite, și regele de bâte. Dacă acum se gândesc că vor să fie, da, măi, turnul acesta îi șochează, îi aduce, îi trezește la o realitate. Că v-au frânt inima, că au frânt multe inimi, că trebuie să învețe să fie selectiv, refuzul vostru i-a distrus într-un anume fel, vor fi vindecați și vor redescoperi pasiunea. Va fi multă pasiune între voi la un moment dat, dar nu știu în cât timp, pentru că nu pot să spun timpul. O transformare ca aceasta necesită, fără supărare, niște ani. Cel puțin un an. Cel puțin un an. Ca să ajungă la un rege. Cavaler rege. Apoi până la împărat mai e. Dar, transformarea, chiar dacă nu o să fiți lângă ei, poate vă veți regăsi la un moment dat și îi veți îmbrăcișa. Ce mă bucur că te-ai transformat în bine. Ceva de genul ăsta. Ce mă bucur. Și vă vor povesti valetul de bâte. Vă vor da vești. Uite, m-am transformat. Întâlnirea cu tine m-a transformat. Mi-ai dat putere. Astea-s vești bune. Dragostea ta mi-a dat putere.
să mă transform, să fiu o persoană asumată și încet, încet am de gând să devin un rege de bute care își folosește forța fizică și sexuală sănătos. Partea bună în această poveste, iată și mie. Am pregătit cărțile, dar nu le-am folosit la celelalte numere. Hai să vedem la voi. Mare lucru, doamnelor divine. Să transformați, nu știu, repet, nu știu în cât timp, dar va fi transformarea. Transformați un bărbat, un playboy, un bărbat lipsit de discernământ într-un rege, împărat, ia uite, acum plânge, să regrete. Înțelegeți că e cale lungă. Dar e interesant că apare struțul, are picioare lungi, poate totuși nu va fi chiar atât de lungă pe cât putem noi să ne închipuim. Poate. Dacă treziți un suflet geamăn, ar putea să fie mult mai rapidă decât. Partea bună este că da, ei regretă. Regretă că nu au vorbit, regele de spade apare a doua oară, că au fost reci, nu au exprimat câtă dragoste și siguranță și stabilitate au simțit în preajma voastră. Partea bună este că acest capitol toxic se va încheia, voi veți renaște, doamnelor, și ei vor renaște, interesant, ei sunt cu ochii pe voi și vă vor urma. Cu cât vă transformați și voi, cu atât se vor transforma și ei. Repet, poate că nu vă ajung din urmă atât de repede, că voi faceți lucrarea asta de mai mult timp. Dar au și ei foarte mult de studiat și se vor pune pe studiu. Aș spune că se vor pune pe studiu. Nu știu cum. Eu am senzația că acest studiu este pentru ei. Cavalerul de cupe. Vor veni cu niște scuze, va fi comunicare. Vă veți reîntâlni. La un moment dat cândva. Ce-i cu acest cavaler de cupe? 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 Clarificăm acest cavaler de cupe. Se gândesc. Regina de spade. În acest set de cărți cu sabia în jos, se gândesc că așteaptă, vor primi inspirație divină, își vor găsi sabia, discernământul și se vor căuta metode prin care să vină spre voi, să exprime scuzele eventual. Și dacă voi tăceți acum, pentru că nu aveți ce să mai comunicați în această situație, ia uite, iar puterea. Iar puterea a treia oară. Și asul de monede și eremitul, da, e tăcere. Dar ei trebuie să-și înfrunte întunericul. Demonii, am văzut cum se luptă cu dragonii, da? Cu obsesiile, cu toxicitățile. Și vor găsi lumina și vă vor oferi un anume tip de valoare, de prețiozitate, de angajament. Ce drăguț că sunt două mâini. Pentru că numai voi le dați putere. Și pentru că numai voi ați avut empatia, frumusețea sufletească să vedeți dincolo, scuzați-mi expresia, de prostia omenească, de negativitatea, de lipsa de discernământ pe care o manifestat-o la un moment dat cândva. Dar, repet, nu stați să-i așteptați, mișcați-vă, fiți în mișcare și voi aveți multe de transformați. De transformare. Eventual, poate și veți uita la un moment dat, poate veți mai vorbi cu altcineva, poate vă veți reface viața și la un moment dat veți descoperi că acești oameni sunt transformați și se vor transforma. Dar fiți în mișcare. Nu știu, simt nevoia să mai primesc un sfat pentru voi. Un sfat pentru... Opa! Ce ăsta? E interesant, leave the past behind.
Luna, primul pătrar de lună în Capricorn. Leave the past, lăsați trecutul în urmă. Dacă nu vă mai gândiți la cum au fost, e interesant că ridic vocea, dacă nu vă mai gândiți la cum au fost și vedeți la ceea ce vor să străduie să devină la un moment dat, da, puteți păstra un anume tip de prietenie, de colaborare, dar repet, cu măsură și cu granițe. Pentru că tot timpul vor încerca să mai tragă din energia voastră, mult timp, pentru că au mult de recuperat. Iar apare, da, concentrați-vă pe pozitiv, luna nouă în săgetător, practicați gratitudinea, ei ar trebui în primul rând să practice, dar rămâne și pentru voi, da. E un moment, e o experiență dureroasă, dar interesantă, din care aveți multe de învățat. Și fiți atenți la detalii. Ultimul pătrat din fecioară. Am văzut fecioară prin cavalerul de monede de mai multe ori, din eremit. Și Capricorn am văzut. Dar nu, sunt toate semnele pe masă. Deci asta e, lăsați trecutul în urmă. Puteți chiar să uitați o perioadă. Da, și priviți situația de la distanță, vedeți? Priviți ce se poate construi, ce se va construi din ruinele acestea, așa simt. Aici sunteți voi în meditație. Ce se poate construi, ce se va construi, anticipați, dar nu stați pe loc. Ia uite, fiți deschiși la schimbare. E sfat pentru voi, fiți deschiși la schimbare. Mergeți, bucurați-vă de ce se întâmplă în viața voastră, nu stați după ei. Cam atât. După energiile care trebuie, au foarte multe transformat și sunt energii masculine. Atât am de spus. Sunt energii masculine că au foarte mult de transformat, de maturizat. Voi, energy healing. De-aia ați venit în viața lor, ca să-i vindecați, ca să le dați putere, să le arătați calea, restul să-și mai facă și ei temele. Voi, găsiți-vă metode creative prin care vă puteți bucura de viață. Vorbiți cu îngerii voștri, ei au de studiat deja. Cam atât, sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine, ceau, ceau!